Domnule, e abuz din partea poliției comunitare. Este un abuz. Deci oriunde stai, oriunde te afli, ei vin după tine. Vrem stații de taxi. De ce ați ieșit pe stradă? Vrem stații de taxi. Noi plătim, fiecare mașină plătește cât 1.400.000 pe an pentru locuri de parcare în stații de taxi, dar niciodată nu găsim loc de parcare în acele stații de taxi. Sunt ocupate de mașini personale. Și stațiile de taxi sunt insuficiente. Și am înțeles că dumneavoastră... Da, mi-am luat amendă deoarece scăpasem telefonul. Când l-am ridicat și l-am pus pe vor, deja m-am oprit. Domnule, e abuz din partea poliției comunitare. Este un abuz. Deci oriunde stai, oriunde te afli, ei vin după tine. N-ai voie să staționezi, nu există loc de staționare pentru îmbarcare și debarcarea clientului maxim siguranță la autocara Codreanu, pentru că vine poliția spune că staționarea interzisă. Deci tu te taximetrești care ieși pe stradă, acuză poliția locală că face abuz. Poliția locală. Și primăria. Și primăria. Și primăria. Primăria trebuie să facă contract de concesionare pentru stațiile de taxi, de vină private. În Nicolina nu avem stații de taxi. Unde să stăm în stradă? Cum să facem și noi un bani? În Nicolina, la Ferenț, stații de tot timpul sunt ocupate. În doi băieți suntem urmăriți de poliția comunitară. Cum stai? Deci este, sunt mașini parcate civile acolo în doi băieți, în stația de taxi regulamentară, niciodată nu găsești liber. Întotdeauna stă poliția comunitară și te pândește. Cum ai atras acolo ca să iei client, n-ai un să stai? Cum amendă pentru staționare? Ești obligat să stai pe colțuri.
numai bine. Și pe colțuri numai bine ca să poți să-ți iei amendă. Pregătiți pentru ei. Dacă faci contestații, spune imediat, domne, dacă vrei să-i spui, domne, da, n-am unde să stau, n-am unde să mă duc să fac. Nu interesează. Nu mă interesează să fac contestații. Și apoi eu ce fac? Fac 500.000 la stradă ca să mă duc să plătesc avocat cu 2 milioane să mă judec eu cu poliția rutieră?